Salutare, dragi și dragi, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, abonați-vă și lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii. Și totodată, nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și spuneți-le și lor despre ce fac eu aici pe Parfumului 35. Mă ajută foarte mult dacă dați share acestui video și dacă îmi lăsați comentariile voastre și dacă îmi dați like-uri, multe like-uri, pentru că așa, mă rog, îmi doresc și eu să fac mai multe videouri pentru voi și puteți să-mi scrieți în comentarii ce alte tipuri de videoclipuri credeți că ar trebui să fac pe acest canal. Și nu, nu-mi spuneți să fac video despre viața mea personală, pentru că nu o voi face. La un moment dat am pus eu un video pe... De fapt, nu un video, am pus o chestie, un quest pe Instagram și am scris acolo puneți-mi o întrebare sau ceva de genul ăsta și marea majoritate a întrebărilor au fost cu și despre viața mea personală. Nu o voi face, nu voi face acest tip de video, deși știu că este foarte solicitat, pentru că, nu știu, nu mă simt cumva comod să vorbesc despre viața mea personală și despre ce înseamnă ea. Și da, dar pe acest canal noi ne focusăm pe parfumuri și vorbim cu și despre parfumuri, așa că haideți să începem. Așa cum ați citit și în titlu, astăzi o să vă arăt parfumurile pe care eu le-am purtat în această vară. Vara mea a fost destul de plină, m-am plimbat foarte mult dintr-un loc într-altul, motiv pentru care nu am avut în bagaj parfumul full bottle, ca să zic așa, și m-am focusat foarte mult pe mostre. Și da, deci cred că marea majoritate a verii m-am dat cu parfumuri mostră, cu excepția a două parfumuri pe care le-am avut cu mine. Unul dintre ele a fost Riviera de la Mirage, despre care v-am vorbit și data trecută, și un alt parfum a fost minunatul și iubitul și îndrăgitul meu, Irresistible de la Givenchy. Deci pe astea două le-am avut în full bottle, ca să zic așa, dar în rest m-am descurcat doar cu mostre pe care le puteam ține în geantă și cumva mi era foarte ușor în momentul în care simțeam nevoia să-mi dau parfum, scoteam ăsta din geantă și mă dădeam cu parfum. Dar haideți să vă arăt mostrele pe care am simțit eu nevoia să le folosesc. Prima dintre ele este Pivot Suzu de la Armani. Eu am și sticla întreagă de Pivot Suzu de 50 ml, mi-a făcut-o cadou anul acesta de ziua mea, dar Pivot Suzu este un parfum creat în jurul notei de bujor. Este o combinație foarte plăcută de bujor cu trandafir, cu niște nuanțe de piper roz și e wow. Este un parfum feminin, este un parfum foarte ușor de purtat în absolut orice circumstanță, fie că este cald, fie că este frig, fie că este, nu știu, un mediu mai formal, fie că pur și simplu vrei să te distrezi sau ești la o terasă, Pivot Suzu poate să fie alegerea ta. Ce-mi place foarte mult la tipul acesta de mostră pe care eu am văzut-o doar la Armani este faptul că capacul se scoate și nu are pulverizator, are mai degrabă un fel de un gen de roll-on, nu știu cum să zic, nu știu dacă se vede. Da, nu vrea să focalizeze. Așa, este un fel de roll-on. Și da, ăsta mi-a plăcut foarte mult și vă recomand, în cazul în care aveți drum prin Băneasa pe la Armani, poate aveți noroc și cereți o mostră și o să primiți. Eu am cerut o mostră pentru că nu eram sigură la momentul respectiv dacă vreau să-mi cumpăr parfumul sau nu. În final mi-am cumpărat și full bottle-ul, dar mostra aceasta o aveam și o țineam exact pentru momentele de genul acesta. Și cam pentru asta țin eu mostrele, pentru că nu sunt neapărat mare fan al mostrelor, dar atunci când plec undeva sau când mă deplasez și bagajul nu-mi permite să îmi pun toate parfumurile pe care mi le-aș dori, mă gândesc de dinainte și fac cumva rost de mostre din diverse părți. Bun, și restul parfumurilor mostră pe care le-am folosit în perioada asta au fost de la Guerlain, cu o mică excepție, o să vă vorbesc despre ea. Am avut 3 sau 4 mostre de Oud Cold de la Guerlain, nu mai trebuie să vă spun că le-am terminat pe toate. Sunt îndrăgostită iremediabil de tot ce înseamnă parfumul acesta Oud Cold de la Guerlain. Îl iubesc mai mult decât mă gândeam vreodată că pot adora un parfum. Este cel mai frumos parfum pe care l-am mirosit vreodată în viața mea. Îmi place enorm de mult. M-aș pulveriza cu el în continuu pentru că am senzația că nu mă pot sătura de el și mi se pare o capodoperă. Este excepțional parfumul ăsta și cred că este printre puținele parfumuri pe care mi le-aș dori la 200 de mililitri. Costă destul de mult, costă vreo 500 de dolari la 200 de mililitri, însă sunt sigură că la un moment dat o să mi-l cumpăr pentru că atât de mult îmi place.
Deci, Oud Colle de la Guerlain a fost parfumul meu pe care îl purtam non-stop. Adică dimineața mă dădeam cu Oud Colle, seara mă dădeam cu Oud Colle. Între, dacă făceam un duș sau așa, foloseam un alt parfum. Sau dacă, nu știu, schimbam ținuta și vreau să mă duc în altă parte, foloseam altceva. Dar, în mare parte, Oud Colle de la Guerlain a fost folosit. Un alt parfum care mi-a plăcut foarte mult și stai să-l văd așa. O altă lansare de la Guerlain care îmi face cu ochiul și spre care mă gândesc să mi-o cumpăr este Fev Gourmand. Mostra asta este aproape intactă, pentru că cred că este ultima pe care o am. Fev Gourmand este un parfum care mie mi se pare că se învârte în jurul unei note un pic gurmande de ciocolată. Îți dă ideea asta de cremă densă de ciocolată, un pic amăruie, dar în același timp extrem de sexy. Mă duce cu gândul la o ciocolată topită, cu un miros un pic cald, un pic învoluitor, așa îți dă senzația de cozy, de confort, dar dincolo de toate este un parfum senzual și sexy. Și da, Fev Gourmand este un parfum foarte bun pentru seară, însă nu numai. Ceea ce nu-mi place neapărat la el este că nu prea persistă, sau când zic eu nu prea persistă, mă gândesc la raportul calitate-preț. Sunt sigură că este un parfum extrem de calitativ, însă la capitolul persistență, pentru cât costă, pentru că costă cred că 1500 de lei, mă face să mă dau un pic în spate și să zic stai puțin, nu cred că vreau să dau bani pe el, însă mă bucur de mostre. Ce-am mai purtat? O altă nouă lansare de la Guerlain, nu cea mai nouă, pentru că cea mai nouă cred că este Plain Sud sau ceva de genul ăsta, Neroli Plain Sud. Dar eu am mai purtat Tabacco Honey, nu are rost să vorbesc foarte mult despre Tabacco Honey, este un parfum care se învârte în jurul combinației de notă de miere cu notă de tabac și poate un pic de scorțișoară. Mă duce cu gândul la un parfum de la Tom Ford și, mă rog, clona aferentă pe care o am eu. Eu am Amber Oud Tabacco Edition de la Al Haramain. Mă duce un pic cu gândul spre ăla, însă ăsta mi se pare că este un pic mai subtil. Mi se pare că nota de tabaco este un pic mai subtilă decât îl regăsesc în Amber Oud, care este un pic mai sharp. Nu, creierul meu acum nu vrea să gândească ce înseamnă sharp sau cum aș spune sharp în română, dar cred că ați înțeles la ce mă refer. Și Tabacco Honey este o altă mostră pe care am purtat-o în vacanța asta a mea prelungită, ca să zic așa. Și am mai purtat, nu știu dacă nu am aici, am mai purtat alte două. Angelique Noir, despre care știți că îmi place, am mai vorbit despre el. Angelique Noir am avut 4 mostre, două dintre ele le-am terminat în vacanța pe care am făcut-o în Croația și mi-au rămas alte două pentru cealaltă parte a vacanței. Și după Angelique Noir am mai avut Rose Cherry. Rose Cherry cumva pe care l-am împărțit cu fiica mea pentru că și ei îi place foarte mult. Rose Cherry este un parfum pudrat, un parfum mai vestel, un parfum creat în jurul notei de trandafir și dintre toate cred că Rose Cherry se bate la feminitate cu Pivoin Suzu, dar Pivoin Suzu de la Armani pare un pic mai serios față de Rose Cherry, care este un parfum gingaș, jovial, tineresc și da, cam astea sunt. Și nu cred că are rost să vă spun că toate aceste mostre le-am obținut gratis. Deci cumva pot să zic că vara mea, cu mici excepții, a fost parfumată pe gratis. Și da, chiar vă recomand, în cazul în care vreți cumva să aveți parte de parfumuri foarte faine și gratis, puteți să mergeți în magazinele de la Guerlain, pentru că ei mai au din când în când promoții, dar puteți să vă înscrieți, au cumva o bază de date, dar am senzația că trebuie să faceți o cumpărătură prima dată, în fine. Nu știu exact toate detaliile, ideea este că eu m-am înscris în newsletterul lor și în momentul în care au oferte și reduceri, primesc mesaj. Și printre, mă rog, ei spun ce este nou la ei în magazin și mai spun că poți să vin în magazin și la simpla ta vizită primești 3 mostre pe care ți le poți alege. Eu am avut noroc ca de fiecare dată mostrele pe care eu mi le-am dorit să fie disponibile și mi le-au oferit și uite așa mi-am strâns eu acolo mai multe mostre. Bun. În afară de acestea, am avut cu mine și acest L'Orchestre Parfum.
este un brand de parfumerie franțuzească, iar parfumurile lor, sau marketingul care a fost făcut în jurul parfumurilor, a fost cu și despre note muzicale și despre o orchestră, de fapt. Și fiecare parfum vorbește despre anumite note sau o anumită muzică inspirată de un anumit instrument muzical. Și dintre toate, eu pot să zic că am fost încântată cel mai mult de Ambre Cello. Ăsta este un parfum cu ambră, desigur, mi-e place foarte mult ambra. Este parfumul pe care îl port și în dimineața aceasta când filmez. Și Piano Santal. Piano Santal și el este un parfum foarte elegant. Cumva îți dă vibe-ul ăsta de old money. Sau cel puțin ăsta e vibe-ul pe care mi-l dă mie. Da. Deci L'Orchis Parfum, dacă vrei să testezi niște parfumuri ce nu sunt neapărat genul de parfumuri pe care le găsești în Sephora sau în Douglas sau în marea majoritate a parfumeriei, dacă ești din București și vrei să testezi acest L'Orchis Parfum, el se găsește la Rosamundi. Desigur, nu știu dacă Discovery kit-urile sunt disponibile și la Rosamundi, pentru că eu l-am luat pe acesta direct de la L'Orchis Parfum. Dar, da, foarte faine și astea. Chiar sunt niște parfumuri spre care mă gândesc foarte serios să mă duc, pentru că un parfum, spre exemplu Ambre Cello, costă, cred că, 700 și ceva de lei. Știu, pare foarte mult 700 și ceva de lei, însă dacă pui în perspectivă faptul că un Gucci în Sephora costă 650 de lei, cu Gucci se dă toată lumea, cu Ambre Cello de la L'Orchis Parfum nu prea se dă toată lumea, așa că, da, dacă vrei altceva, ai putea să ți-l iei pe acesta. Bun. Și cam despre asta a fost videoul de astăzi. Aștept gândurile voastre în comentarii și până data viitoare. Pa, pa!